Dumnezeu să ierte, sunt la priveghi cu soacră mea. Curând le-a murit o mătușă de-a lui soacră mea. Da, 99 de ani. Da, a trăit. Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu să o odihnească și să o ierte. Da, soacră mea, de ce să o ierte că n-a făcut păcate? Mai taș fa din gură, că tot omul face păcate, te găsești acum. Ia uite, tușa Leana, ce cauți? Vrei să vezi ce are în picioare? Ce să aibă în picioare pantofi? Doamne, doamne, cum e lumea asta făcută dor. Ia uite, să uită pe talpă să vadă dacă sunt noi. Trage-i acolo că te vede dog. Aia de plânge e fieza. Păi dacă ea are 99, are și fieza 80 și se apropie de 80. Cam de seamă cu soacră mea. Ai, mămică, e de seamă cu mata fieza. Cam așa. Nepoată să are 50 și strănepoată să are 25. Da. Deci ai pusă basmaua colorată. Dar ce-ai fi vrut să-i pun în cap basma neagră? Unde pleacă? Să-i fi pus una bleu, că îi plăcea bleu. Păi nu se duce în Zanzibar în vacanță. Uf. Hai, stați acolo, stați liniștite și mai tăceți din gură. Da, 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 coroana aia cine o aduse? Frumoasă, frumoasă, de plastic. Putea să ia una naturală, mă, de ce nu o luași naturală dacă puteai? Că ești rudă. Mai tăceți din gură, mai tăceți, ia uitați-vă ce fac, ia uitați-vă ăștia, leatul lui zocră mea. S-a uitat să vadă dacă îi băgară cercei în urechi. Dar ce făcea cu cerceii cu strâng? Lasă că eram niște bobițe, să ia copii, potoliți-vă, veniți la privei ca să faceți. Mai luați o gură de țuică, Dumnezeu să-i primească, luați o gură de țuică. Mutați țuica din... Bună țuică, bună, îi plăcea. Moartea îi plăcea, i-a plăcut moartea, e viața. Țuica i-a plăcut. Că de la țuică i s-a tras. Nici nu știe când a plecat. Că a avut o ceașcă de cafea, dar ea nu era cafea, era plină cu țuică și doar a apucat să zică ia uite, îngerașe și a plecat. Da, da, da. Ce căutați acolo, mă? Din ce material e rochea? Uf, păi ea... Nu știi, când fiecare an își cumpăra câte o roche de mormântare, îți dai seama, care 99, Dumnezeu să o ierte, da, da, da. Acu' e aia, aia e nevasta lui fiul său, e norusa. Aha. Șchioapă-te din picior, nu e normal să șchioapă, de care și ea 70, uf, mai mică ca fiul său, mult. Da, da, hai Dumnezeu să o odihnească, stai că începură ăștia acum să și cânte. Bă, urățuică și acum cântă. Așa e la priveghi.